Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit la o discuție despre prețul gigacaloriei, o eventuală creștere a prețului gigacaloriei. S-a discutat și astăzi în Consiliul Local Iași. Vom vedea ce anume, sau ce anume nu s-a discutat mai curând. Vom lua eventual întrebări de ale dumneavoastră la adresa de e-mail la emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau la pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Spuneam că astăzi s-a discutat sau nu s-a discutat în Consiliul Local, tocmai sunt câteva probleme legate de transparență, câteva probleme legate de, sau lipsa transparenței, câteva probleme legate tocmai de aici de neîncredere și lipsa unei perspective clare asupra ceea ce s-a supus la vot, un proiect de hotărâre care a trecut, ce anume se scumpește, dacă se scumpește și de când. Încercăm să aflăm în această seară la Vocile Iașului. Invitați sunt consilierii locali Marius Dangă de la Partidul Național Liberal. Bună seara, bine bună ați seara. Revenit. Bună seara și telespectator. Adrian Boca de la Partidul Social Democrat. Bună seara. Bună seara. Bine ați revenit. Dintr-o foarte scurtă informație, se spune așa, prețul la gigacaloria acum este de 195,88 de lei gigacaloria fără TVA. Pentru clienții racordați la rețeaua primară și 255,15 lei gigacaloria fără TVA pentru clienții racordați la rețeaua secundară. Iar o eventuală creștere, exact, o eventuală creștere cu 5,5%, care este în dezbatere publică, este altceva decât ce vom discuta astăzi, da. Exact, nu ar afecta prețul la populație. Prețul la populație este de 265 de lei gigacaloria încă din decembrie 2011, dacă nu mă înșel. Până la urmă, care a fost problema astăzi, domnule consilier? Problema astăzi e că eu am văzut proiectul pentru prima dată când am ajuns la locul meu de consilier local. Nu l-am dezbătut în comisii. Într-adevăr, în comisii, domnul viceprimar Mihai Chirica ne-a spus că va mai fi un proiect referitor la un posibil proiect de depus pe postul de mediu. Un proiect care ce zice? Se scumpește ceva? Nu, deci ne-a povestit că va fi un proiect despre un proiect european. Și am zis, ok, dacă este un proiect european, nu este absolut nicio problemă. Îl așteptăm și asta se întâmpla marți. Îl așteptăm imediat ce este gata pe e-mail, să-l vedem și noi. De principiu, nu e nicio problemă, noi cu toții am fost de acord să sprijinim proiectele primăriei, mai ales atunci când e vorba de bani nerambursabili. Nu l-am primit până astăzi dimineața la ora 10 pe e-mail, măcar cu un sfert de oră înainte să pot să descarc să-l văd. Adică ați fost puși în fața faptului de a vota ceva ce nu știați. L-am găsit la locul meu de consilier local când am ajuns la ședință. Recunosc că am întârziat un 5 minute, dar nu cred că ceilalți au venit mai devreme la ora 9 și l-au citit, l-au dezbătut. Și am fost nevoit ca în timp ce votam celelalte proiecte să-i acord atenție sporită acestui document care mi se părea neregulă, în sensul că erau mult prea multe întrebări în mintea mea de pus, întrebări care le-aș fi pus la comisie atunci când, dacă ele ar fi fost. Mai exact, vorbim despre un asemenea tabel, nu? Care... Da, el se intitulează, e în anexa acel tabel, el se intitulează proiect de hotărâre pentru aprobarea condițiilor de eligibilitate pentru proiectul, nu știu care, proiectul pentru postul de mediu, de care spuneam. El nu face referire, evident, în titluri la creșteri de tarife. În articolul 1, cred că spune, se aprobă planul tarifar pentru cel din anexă, iar în plan tarifar în anexă, închipuiți-vă, toate lucrurile astea erau în mintea mea în timp ce votam celelalte proiecte. Trebuia să fiu atent și la celelalte lucruri, pentru că mi se părea, ținând cont că e un plan tarifar, mi se părea un lucru foarte important. De asta m-am abținut la finalul ședinței, pentru că a fost ultimul proiect de pe ordinea de zi, era a doua completare care venea la... O primă completare erau proiectele de la 1 la 3 în completare, a doua a venit chiar astăzi și aș fi vrut, măcar deci asta e de discutat, că transparența nu a fost cea mai, în cea mai bună zi a ei pe acest proiect și
cel puțin mie, ar fi trebuit niște oameni să-mi răspundă înainte la niște lucruri care sunt neclare pentru a putea vota pentru. Pe scurt, este vorba despre un proiect care privește, un proiect pe fonduri europene pentru Dalkia, pentru operatorul de termoficare, care, pentru infrastructura care conține, noastră de care conține un asemenea tabel care induce cel puțin ideea majorării sau teoretic. Ulterior, eu am stat, pentru că vreau să mă lămuresc, am stat de vorbă cu doamna Ana Maria Icătoiu să-mi explice mai multe. Dumnezeu mi-a garantat că e vorba de niște plafoane maximale care au fost stabilite de consultanții pe care sunt angajați să facă acest lucru pentru municipiul Iași și că practic nu se va ajunge acolo. Numai că vom încerca să intrăm în dialog și noi. Am revăzut referatul de specialitate și în el nu se vorbește de plafoane maximale, se vorbește de planul tarifar. Și atunci o explicație, domnule Boca. Eu mă găsesc îndreptățit să pun aceste întrebări. Așa cum spunea și colegul meu, într-adevăr la comisie a fost o discuție principală, chiar dacă sumară, vis-a-vis de acest proiect, el apare și în forma de completare, tocmai din acest raționament. Mm-hmm. A fost la ora 9 și un sfert, când am ajuns eu, era pe masă deja. Bine, asta nu înseamnă că ai timp să-l studiezi, dar era la 9 și ceva, era pus ca și celelalte. Dar nu l-aveți pe e-mail alături de celelalte? Nu, așa este, nu a fost pe e-mail. Mă bucur că majoritatea colegilor au înțeles caracterul urgent și faptul că trebuie să ne dăm acordul pentru includerea pe lista de atrageri de fonduri suplimentare europene și acestui proiect, pentru că este vorba aici despre atragerea unor fonduri suplimentare de aproximativ 10 milioane de euro, bani care vor fi investiți suplimentar în cadrul comunității noastre. Și eu totdeauna, când este vorba despre proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, sunt de acord, chiar dacă de multe ori sunt lucruri de corectat. Și într-adevăr, poate ar fi fost mult mai în regulă dacă proiectul ar fi fost pus la dispoziție cu mai mult timp înainte pentru analiză, dar nu cred că simpla punere la dispoziție tardivă ar implica și, eu știu, abținerea sau votul împotrivă. Din punctul meu de vedere, acum fiecare... În acest tabel se specifică, de exemplu, în anul 2015 prețul este 204,84 fără TVA la gigacalorie, creșterea ar fi de aproape 14%, se merge în fiecare an până inclusiv în anul 2028, când prețul este 391,15. Prețul și scade subvenția, practic. Și se ajunge, practic, la 100% creștere. Da, este vorba de niște calcule pur teoretice. Vedeți, noi asta, așa cum ați spus, încă din 2011. Ce înseamnă pur teoretice? Păi, sunt niște calcule care țin cont, în primul rând, iau în calcul situația economică, unde Ministerul Mediului a stabilit o limită a suportabilității în quantum de 8,5%, care include și TVA-ul, aceasta fiind o valoare de calcul pentru estimarea eficienței investițiilor din cadrul proiectului actualizat. Așa cum este prezentat în proiect, se observă că pentru a evita utilizarea sumelor din bugetul local în scopul achitării de penalități de întârziere sau nerealizarea obiectivelor asumate, situația este una excepțională și astfel se justifică cumva introducerea ei tardivă pe ordinea de zi. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, se poate ca pe baza acestui document consilierii locali sau, mă rog, să se majoreze prețul la gigacalorie până la aceste în momentul de față, praguri pentru maximale, că noi așa, astăzi, așa cum a subliniat. Nu în momentul de față, dar pentru anul 2021-2022. Depinde foarte mult de condițiile pieței. Știți cum? Noi avem un contract semnat care prevede clar că prețul gigacaloriei trebuie să aibă niște parametri care în momentul de față sunt bine definiți. Însă nimeni nu poate preconiza și previziona cu foarte mare exactitate ce se va întâmpla în viitor. Avem de a face cu inflația, care, spre exemplu, în ultimii 2 ani a fost de peste 8% cumulat. Vedeți, deși inflația a avut această valoare, prețurile au rămas aceleași la gigacalorie. Din ce raționament? Pentru că s-a îmbunătățit, practic, eficiența. În cadrul instituției respective, personalul a dat un randament mai bun.
acesta ar fi un fapt. Apoi achiziționarea de materie primă, eu știu, cărbune, într-o perioadă în care prețurile au fost mici, toate acestea au condus la păstrarea, cel puțin pentru moment, a prețului care a fost stipulat inițial. Deși, repet, au fost creșteri și automat ele ar fi putut angrena și creșteri care se reflecte în buzunarul populației până la urmă. Încercăm să aflăm mai multe despre acest tabel de la Ana Maria Icătoiu, director comercial Dalkia. Bună seara! Bună seara! Așadar, revin cu o întrebare pe care am adresat-o și domnului Boca. Ce ne garantează că prețul nu va crește așa cum este trecut în acest tabel? Și ce reprezintă acest tabel? Este foarte simplu, garanția este reprezentată de însuși contractul de delegare semnat de municipiul Iași cu Dalkia, un contract ce prevede foarte clar, dincolo de orice dubiu, o formulă de ajustare periodică anuală a tarifului la energia termică, ce nu recunoaște ca variabile decât combustibilul și inflația, acestea fiind factorii pe care niciun operator de serviciu public din România, din orice oraș sau pe orice serviciu public ar activa, nu îi poate controla. Niciun operator nu poate stabili cât va fi inflația în România, niciun operator nu poate stabili cum va evolua tariful la combustibil pe piața mondială. Toate celelalte costuri pe care le are un operator de termoficare, cu personalul, cu lucrările, cu echipamentele, utilajele, substanțele pe care le achiziționează ca să funcționeze, tot ce înseamnă alte costuri, sunt în sarcina sa. Trebuie să fie performant, dincolo de performant, în așa fel încât, oricât de mult ar crește prețurile la aceste elemente, el să rămână eficient și tariful la energia termică să nu poate evolua. Adică formula de calcul nu v-ar permite să majorați prețul gigacaloriei cu 14% în 2015? Vă dați seama care însemna o încălcare a contractului. Este foarte clar modul în care evoluează tariful la energia termică la Iași pe baza contractului prin formula de ajustare a tarifului. Aș vrea să vă fac totuși câteva precizări care cred eu sunt utile. Această sumă suplimentară de 10 milioane de euro nu poate fi cheltuită decât în anul 2015, deci până la 31 decembrie, atunci când se încheie prima perioadă de finanțare pe proiecte europene 2007-2013. Au existat în ultimele două luni numeroase reuniuni de lucru cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, cei care au preluat în subordine directă Autoritatea de Management Post-Mediu, deci pentru toate proiectele de termoficare derulate în cele 7 orașe beneficiare, și s-au stabilit mai multe direcții de lucru în așa fel încât să crească cât se poate de mult gradul de absorbție a finanțărilor europene disponibile pentru România până la 31 decembrie. Aceste calcule pe care dumneavoastră le regăsiți în acel plan de evoluție tarifară sunt realizate de experții desemnați de Comisia Europeană pentru tot ce înseamnă proiecte de mediu și de termoficare în România. Adică nu sunt făcute de către Dalkia Iași? În niciun caz, nici măcar de către primărie care este beneficiar. Calculele acestea, aceste procente, de fapt, au fost determinate de experții Comisiei Europene, care în România, pe proiecte de termoficare, sunt reprezentați de Banca Europeană de Investiții prin Jaspers. Însă, aceste calcule nu au fost făcute acum strict pentru această sumă disponibilă de 10 milioane de euro pentru a fi cheltuită în acest an, ci au fost revizuite pentru că ele există deja făcute în anul 2009, în momentul în care se pregătea semnarea contractului de finanțare pentru sistemul centralizat de termoficare din Iași. Și vă pot spune că am în față tabelul calculat atunci de experții Comisiei Europene în anul 2009. Pentru anii 2013-2014, care sunt cei doi ani plini care au trecut după ce Dalkia a devenit operator al termoficării de activitate în Iași. Da. Exact. Se prevede o creștere de câte 7% în fiecare din cei doi ani. Pe 2013 este vorba de 7,01%, pe 2014 de 7,62%, iar în anexa pe care o aveți noastră, în față, pe anul 2015, se prevede un procent de 13,93%. Dacă însumăm aceste procente teoretice calculate de experții Comisiei Europene pentru 2013, 2014 și 2015, ajungem la un procent de 28%. Teoretic, tariful la energia termică în Iași ar fi putut crește, conform experților Comisiei Europene, cu 28%. Singura ajustare, solicitare de ajustare a tarifului depusă de Dalkia de când este, de 2 ani și ceva, de când este operator al serviciului public în Iași, este cea de acum o lună,
care prevede doar 5,5%, departe de cele 28% avute în vedere în acest calcul teoretic. De ce este important, în schimb, acest plan tarifar și de ce este o solicitare formală administrativă din partea autorităților ce gestionează fondurile europene? Pentru că ei au nevoie să se asigure că investițiile pe care comisia le realizează în aceste sisteme centralizate de termoficare vor fi eficiente și își vor demonstra sustenabilitatea. Însă, un sistem centralizat de termoficare este sustenabil dacă are clienți. Dacă nu ai clienți, orice serviciu ai vinde, orice serviciu ai furniza, dispar de pe piață pentru că nu pot exista. Nu ai cui să vinzi, ca atare dispari. Pentru că un serviciu de termoficare să fie sustenabil și să aibă clienți, trebuie ca tariful să fie suportabil de către populație. De aceea, vedeți pe aceeași anexă, procentul de 8,5% din venitul mediu anual al unei familii, care ar trebui să fie pragul maxim reprezentat de factura anuală la apă caldă și căldură. Aceste procente sunt calculate ca prag maxim pentru a asigura suportabilitatea pentru clienți. Deci, dacă până acum, de când Dalkia ar fi fost operator, deci venitul mediu, spuneți, mediu al economiei naționale. Pe zona din Iași, calculele sunt făcute pe fiecare din cele 7 orașe beneficiare de finanțări. Dacă aplicăm stricto senso acest plan de evoluție tarifară, el spune în teorie că în ultimii 3 ani de zile, dacă tariful la energia termică la Iași ar fi crescut cu 28%, teoretic, factura la energia termică ar fi rămas suportabilă pentru clienți. În schimb, nu vorbim nici pe departe de 28% de creștere, ci de o ajustare de doar 5,5%, care, așa cum se spunea mai devreme în studio, nu acoperă de departe nici măcar inflația din 2012-2013-2014, care a fost de 8,1%. La toate aceste elemente, cred că este important de menționat faptul că prețul gazului în acest interval a crescut cu 26%. Știm cu toții că s-a încheiat liberalizarea prețului la consumatorii non-casnici, iar acciza la gaz a crescut cu peste 11%. Bun, haideți să rămânem puțin la prețul gigacaloriei, domnule consilier. Dacă aveți întrebări sau completări, să lămurim pentru mine lucrurile, pentru mine lucrurile sunt clare astăzi, aș fi vrut să fie clare și dimineață, dar în același timp mă întreb dacă Jasper stabilește un plafon de eficiență prin acest șir de valori privind tarifele, deci peste care sistemul este eficient, deci poate fi investit în el. Ce se întâmplă atunci când părțile implicate, respectiv operatorul și cel care a delegat serviciu, stabilesc un alt preț sub acest lucru, sub acest plafon? Mai este el eficient din punct de vedere al celui care ne finanțează? Nu. Mai rămâne finanțarea în picioare? Îmi cer scuze, cred că poate nu m-am exprimat corect sau nu am explicat suficient argumentul meu. Aceste plafoane sunt maxime. Dacă creșterile, ajustările tarifului la energia termică depășesc aceste plafoane, atunci prețul nu mai este suportabil pentru clienți. Tot ce este sub aceste procente este eficient, îți asigură în continuare clienți. Este suportabil, nu neapărat eficient. Este suportabil, exact. Nu neapărat eficient. Da, da, exact. Ok. Și suportabil la limita maximă. Despre asta discutăm. Bun, astăzi eu cred că nimeni nu garantează, nu poate garanta că prețurile nu vor crește sau costul, tariful pe gigacalorie în 2021, de exemplu, cum a spus dumneavoastră. Bun, atunci va fi Iașul capitală culturală europeană și poate nu vom crește prețul chiar în 2021. Pentru că atâta timp cât în forma de calcul avem inflație și costuri combustibil pe care noi nu le putem gestiona aici, nu putem spune astăzi 100% că nu vom ajunge la acel nivel. Doamne ferește, am putea trece peste dacă lucrurile erau o razna. Important este că astăzi noi avem în dezbatere un proiect cu o creștere de 5,5%, o creștere care este, adică cealaltă, este suportabilă, cred, nu vor fi probleme atunci când vom intra în Consiliu cu asta. Repet, eu am spus și astăzi în intervenția mea și știu că în primărie proiectul este de multă vreme și putea fi adus în atenția consilierilor fără nicio problemă, cu explicațiile pe care doamna Icătoiu foarte, foarte bine și pertinent le dă. Nu ar fi fost nicio problemă astăzi, dar astăzi apar aceste întrebări pentru că nu, explicațiile nu sunt în totalitatea lor și plus referatul de specialitate nu vorbește de plafoane maxime. Nu vorbește despre valori pur teoretice, vorbește despre stabilirea planului tarifar.
Și atunci noi ce putem înțelege? Consilieri care în timpul exercitării votului ne apare acest document în analiză. Putem înțelege că tocmai am stabilit un plan tarifar. Și de aici dezacordul meu față de acest mod în consiliile care discutăm de o ședință ordinară de consiliu în care regulile din legea 215 sunt stabilite foarte clar. 5 zile înainte dezbatere, noi ne-am întâlnit joi, luni, apropo, astea 5 zile, nu știu cum calculează cineva din primărie, noi luni am primit proiectele, marți ne vedem la comisie și joi le votăm. Ok, trecem peste asta, le puteam avea măcar azi dimineață sau ieri seara. Despre asta discutăm, despre o minimă transparență, posibilitatea noastră ca și consiliere aleși de cetățeni să ne adresăm directorilor care știu lucrurile mai în amănunt acolo unde nu ne sunt lucrurile foarte clare. Asta am acuzat în primă instanță. Și plus că formulările din proiect nu lasă interpretările pe care ulterior le-am aflat de calcul pur teoretic, de plafoane maxime și așa mai departe. Documentul nu vorbește de asta. Ana Marie Cătoiu, se află în continuare alături de noi, discutăm prin telefon. Întrebarea este, dumneavoastră ne-ați explicat că acest tabel conține de fapt și primii 2 ani de activitate din Iași. Acolo există de asemenea un prag maxim de creștere care nu a fost operat de către Dalkia, iar acest argument înțelegem că ne este oferit ca garanție a faptului că nici următoarele procente nu vor fi adunate prețului la gigacalorie acum sau în următorii ani. Există acest plan despre care v-am vorbit mai devreme, ce se aplică începând cu anul 2008 până în anul 2028. Cel de astăzi este doar o revizuire, la fel făcută pe baza calculilor experților Comisiei Europene. Într-adevăr, așa cum am spus, pentru 2013-2014, planul tarifar care este anexă la contractul de finanțare semnat în 2010 prevede 7,01% și 7,62% respectiv 2013-2014. În schimb, așa cum spunea domnul președinte Dangă, argumentul cel mai puternic până la urmă, dincolo de care orice altul poate este mai puțin important, este însuși contractul de delegare. Domnul președinte vorbea de anul 2021. Astăzi, dacă știm cât va fi inflația în anul 2020 și prețul la combustibil în anul 2020, putem calcula care ar fi ajustarea tarifelor la energia termică începând cu 1 ianuarie 2021. Este foarte simplu, așa cum spuneam, nu sunt decât aceste două variabile, cum se spune și în studio, care nu țin în niciun fel de controlul de unui operator de termoficare. De aceea, formula de ajustare din contractul de delegare de la Iași este cât se poate de benefică pentru clienții, până la urmă, acestui serviciu public, pentru că obligă operatorul să fie performant și să caute performanță în absolut toate domeniile, atât pe parte tehnică, bineînțeles, și pe parte comercială, este evident, așa cum ziceam, orice serviciu nu poate exista fără client și fără client mulțumit, care să rămână în sistem, să revină în sistem și să aleagă să se racordeze la sistem, așa cum s-a întâmplat în ultimul an. Există această solicitare, acest proiect în dezbatere publică legat de creșterea cu 5,5%, în cazul în care intră sau este aprobat, este votat în ședința următoare sau de când ar trebui să intre în vigoare și pe cine afectează? Acest dosar a fost depus de Dalkia, așa cum spuneam, pe baza aplicării formulei de ajustare a tarifului. Bineînțeles, el este însoțit de avizul favorabil din partea celor două autorități de reglementare, ANR și ANRSC, care gestionează Serviciul Public de Termoficare. A fost în discuții la direcțiile de specialitate ale primăriei. A intrat în dezbatere publică acum câteva zile. Aplicarea concretă a formulei de ajustare arată faptul că deși teoretic ar fi putut exista o creștere de 26-27% ținând cont de evoluția inflației și a prețului la gaze naturale, având în vedere lucrările pe care le-a efectuat atât operatorul de termoficare, dar și municipalitatea pe finanțare europeană, ținând cont de schema de funcționare care a fost aleasă în așa fel încât să se meargă cât se poate de mult cu centrala de producție de la Holboca pe cărbune, în condițiile în care noi pentru iarna 2014-2015 am achiziționat cărbunele încă din vară, iar ultimul transport a avut loc la jumătatea lunii octombrie, în așa fel încât să evităm costurile suplimentare pe care le-am fi avut în timpul iernii cu degivrarea sau concasarea, având în vedere evident și stabilizarea și dezvoltarea portofoliului de clienți, această ajustare nu
se ridică la 26-27%, așa cum pe baza inflației și a prețului la gaze ar fi putut să ducă, ci de doar 5,5%. Vorbim de o ajustare normală, de o aplicare, așa cum spun, concretă a contractului de delegare a formulei. Există, conform procedurii legale în momentul de față, avizul favorabil al celor două autorități de reglementare va intra în discuția Consiliului Local în ședința din luna martie. Dacă este aprobat, ajustarea tarifului va avea loc de la 1 martie, deci începând cu factura lunii martie. Și afectează doar persoanele fizice și populația? Populația nu este niciun fel afectată de această ajustare, pentru că din discuțiile avute cu executivul primăriei, așa cum am văzut și proiecția de și bugetul adoptat pentru anul 2015, această ajustare de 5,5% pentru populație va fi preluată din subvenție. Deci acel tarif plătit actualmente de populație de 265 de lei pe gigacalorie cu TVA, valabil din decembrie 2011, nu se modifică. Mulțumim foarte mult, Ana Marie Cătoiu, director comercial Dalkia, domnule consilier. În concluzie, de ce nu... Concluzie, ca să încheiem vis-a-vis de acest proiect, eu l-am aici chiar și... De ce colegii dumneavoastră nu l-au făcut, nu l-au adus la cunoștința tuturor celorlalți colegi din... Uitați, care nu chiar aici citesc din proiect, spune că tariful RON gigacalorie a fost stabilit ca nivel între valoarea minimă necesară pentru a acoperi costurile și nivelul maxim de suportabilitate. Încă o dată, scrie, deci, tariful stabilit este egal cu tariful maxim suportabil. Sunteți de acord că cine vede acest tabel valoarea minimă își pune probleme? Mai citiți puțin că este chiar o propoziție care își pune numai... Deci, ca valoarea nivel minimă între necesară. Valoarea minimă necesară. Deci, dacă, la momentul dat. Deci dacă aia este valoarea minimă necesară pentru a fi eficient și noi astăzi stăm de desubt, credeți că autoritatea care nouă ne acordă contractul ne va permite să stăm dedesubt și să nu mergem la nivelul minim necesar pe care consilierii l-au stabilit astăzi? Despre asta este vorba, că mie că lumea vrea ca să se așeze liniștea și la un moment dat să se spun, dom'le, dați, suntem votat sub plafonul pe care l-am stabilit de suportabilitate. Chiar doamna director spunea mai devreme, gazul a crescut totuși cu 26%. Poate astăzi propune 5,5%, dar nimic nu va opri să vină la anul și să zică, domnule, vreau o creștere cu 30% pentru că gazul a crescut cu minim 26% și suntem sub plafonul pe care Consiliul Local l-au votat deja în cunoștință așa de cauză. Așa este, dar să nu uităm că prin eficientizarea activității și prin dezvoltarea portofoliului de clienți, această valoare poate fi redusă, diminuată. Nu poate fi de redusă, atât când în formula de calcul am inflația și costul la combustibil, care nu le putem garanta, el poate crește de la nivelul care este astăzi, deci, suportabil până la un nivel mult mai mare pe care l-am stabilit împreună. Haideți să luăm o scurtă pauză. Continuăm cu această idee. Acceptabil. După câteva momente de pauză, continuăm chiar cu această idee. Continuăm emisiunea Vocile Iașului, discutăm despre neclaritățile legate de prețul la gigacalorie, neclarități care au survenit astăzi după ședința de Consiliu Local, în care a fost un proiect care a introdus un tabel care prevede, teoretic spun acum și oficialii Dalkia, care prevede o evoluție tarifară a prețului gigacaloriei până la anul 2028. Spuneam că discutăm cu consilierii Marius Dangă și Florin Adrian Boca. Spuneam că vom continua cu această idee legată de prag. Pragul despre care se vorbește chiar în acest proiect de hotărâre, cu care ideea cu care am început, am finalizat înainte de pauză. Prima parte a emisiunii. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneați după intervenția doamnei Cătoiu că acum lucrurile sunt mai clare. Ajutați-ne și pe noi și pe toți să ne clarificăm. Nu, eu acum înțeleg argumentele din partea cealaltă. Nu neapărat. Deci proiectul de hotărâre în continuare mi se pare neclar. Adică, într-adevăr, ce zice și doamna Icătoiu, dacă discutăm de praguri teoretice, de un calcul teoretic, de valori maxime, nu știu ce,
Cred că lucrurile astea ar fi trebuit prevăzute în proiect. Proiectul vorbește de altceva. Vorbește despre limite minime sub care investiția este eficientă și atunci înseamnă că dacă noi, municipiul, nu ajungem cu prețul, cu tariful la cele minime, la cele minime peste care autoritatea de management consideră eficient sistemul, înseamnă că tocmai demonstrăm finanțatorul nostru că prețul la care noi îl ținem nu este eficient. Nu este invers, adică să spunem cu cei care au întocmit acest tabel, consultanții europeni, așa cum ne-a spus Ana Maria Icătoiu, consideră că aceste prețuri sunt maximale în sensul în care dacă peste acest preț nu mai este eficiență. Sunt două unghiuri din care, exact, din care se privesc, două filozofii din care se privește acest preț. Și aici iarăși ar fi trebuit și ar fi dezvoltat și precizări. Fie privim din punctul de vedere al eficienței sistemului, pentru că autoritatea de management poate privi așa, domnule, ce tarifuri propui astfel încât sistemul să fie eficient, și asta citeam mai devreme domnul Boca, sau din punctul de vedere, din unghiul suportabilității de către populație. Exact. Și iarăși, nu știu ce a stabilit foarte clar acest tarif. Este tariful minim sub care nu este eficient sau este tariful maxim peste care nu mai este suportabil? Adică ceva ni se spune acum oficial, dar nu este trecut, spuneți, în poate știe domnul Boca. Dincolo de asta este suportabil sau sub asta nu e eficient. În proiect oficial, vă rog. Ambele sunt corelate și sunt niște calcule teoretice care practic ajută la demonstrarea eligibilității. Noi nu am votat astăzi în niciun caz și a spus și colegul meu, domnul Dangă, nu am votat în niciun caz creșterea gigacaloriei. Noi am votat astăzi pentru niște pe viitor, în cazul în care am vrea să creștem. Exact, acest lucru este posibilitatea, în același timp limitată, așa cum spune Ana Maria Cătoiu, de formula din contract. În schimb, foarte mult va depinde de condițiile pieței de atunci. Ne referim aici la costul carburanților, la inflație și alte elemente care ar putea... Singurele două elemente din formulă. Da, dar mai sunt și elementele care privesc valoarea minimă. Despre asta vorbeam eu, eficientizarea activității. Prin aici știți cum, investițiile dacă noi, operatorul are datoria să-și scadă propriile costuri prin eficientizare. Și prin dezvoltarea portofoliului de client se poate realiza acest lucru. Despre asta vorbeam. Practic, noi astăzi am votat pentru atragerea unor noi fonduri suplimentare în valoare de 10 milioane de euro, care vor fi clar dirijate către dezvoltarea sistemului de termoficare. Pe mine mă interesează dacă mergem către autoritatea de management cu o minciună, că uite, vom ajunge la aceste prețuri și atunci tu evaluează proiectul nostru din punct de vedere al acestor tarifuri, sau cu o perspectivă viitoare, că vom ajunge acolo. Eu, părerea mea este că în momentul de față mergem cu o perspectivă reală, ținând cont de condițiile actuale. Perspectiva reală este dacă ne angajăm astăzi că vom ajunge la acele tarifuri. Și atunci autoritatea de management zice, da, dacă veți avea aceste tarifuri, atunci sistemul va fi sustenabil, eficient și vă dăm cele 10 milioane de euro. Și atunci ne vom trezi eu vreau ca să nu vină primăria ulterior să spună, domnilor, am atras cele 10 milioane de euro, dar ne-am angajat prin proiectul depus să creștem tariful la nivelul ăsta. Ca să nu dăm înapoi cele 10 milioane de euro, vă rugăm pe voi, consilieri locali, să acceptați creșterea tarifului la acest nivel, că altfel, uite, punem în pericol. Dar sunteți de acord cu mine că aceste prognoze pot fi influențate în sens pozitiv, așa cum s-a întâmplat din 2012 până acum, de altfel? Pot fi. Categoric. Mă bucur că vedeți partea plină a paharului. În România și cu această administrație am fost obișnuit să văd și partea goală a paharului. Mie că vom ajunge la acest nivel. Autoritatea de management ne va crește pe cuvânt, îi se va prezenta o hotărâre a Consiliului Local care își asumă acest plan tarifar, ne va da banii și ulterior se va veni și să spune, domnule, a crescut, am avut inflație pe ultimii nu știu câți ani atât, costul la combustibil a crescut atât, uite, suntem sub pragul pe care l-ați stabilit, haideți să creștem nu 5,5%, ci hai să creștem 20%, 25%, da. Pentru că, uitați, altfel pierdem bani, cei 10 milioane de euro, sau trebuie să-i dăm înapoi. Același lucru s-ar fi putut întâmpla și în 2012. Dar acest lucru s-ar putea face fără o trecere sau fără o trecere prin Consiliul Local eventual și modificarea formulei de calcul din contract? Se poate face acest lucru? Pe Consiliul Local actual credeți că este vreo problemă? Consiliul Local actual poate face orice. Credeți dacă își dorește să crească, da, sigur că da.
vedeți, poate să treacă un proiect chiar și dacă nu e dezbătut în comisii și nu are avizul comisiilor. Dar e o întrebare bună aceasta legată de cu ce date se merge. Sunt date care sunt oferite Comisiei Europene sau celor care le solicită bani? Comisiei Fonduri Europene ca autoritate management pe post-mediu. Adică mergem cu o minciună? E întrebarea pe care ați adresat-o. Adică lor n-ar fi trebuit să mai fie o coloană acolo, tarif actual și tarif prognozat conform formulei de calcul. Mai puneam și rândul ăla și atunci vedeam, uite domnule, asta este realitatea, asta este teorie, o formulă teoretică, dar așa cum este exprimat acel document, ăla e un șir de tarife care vor avea, pe care noi le propunem autorității de management pentru a ne evalua proiectul pe care îl vom depune. Tarifele sunt trecute aici procentual așa, cu 13,93% în 2015, creștere ar fi, 14,64% în 2016, 7,45% în 2017 și se merge până la, sens descrescător, 1,80% în 2028. Plus că 7 plus 7 plus 14 nu se adună chiar așa, o creștere de 28%, că de fiecare dată procentul următor îl calculezi la 100% plus ce ai crescut anterior. Deci faci 7% la 100, 7% după aia 14% la 100 și 7 plus 7. Finalmente e o creștere de aproape 100%. De la 190 și nu știu cât la 390, de la 200 la 390. Da, bine, până pe 2028 poate puterea de cumpărare a românului va crește în așa de mare sens încât pragul ăla de superabilitate chiar va fi un prag mic. Să dea Dumnezeu să fie așa. Dar problema la mine nu a fost neapărat asta, cât modul în care a fost tratat subiectul. Că e un subiect serios, că în municipiul Iași transportul și problema furnizării agentului termic sunt primele două probleme mari, probleme grele, pentru că uitați și cu CET-ul și cu RATP-ul am ajuns în la un stop, da? Asta însemnând că managementul de stat nu a dat rezultate. Eu sper ca Dalkia să reușească să eficientizeze acest sistem. El a început, un început promițător. Vom vedea mai departe cum decurg lucrurile. Dar aici e nevoie de o relație între cel care a delegat contractul, operator și finanțatori, deschisă, transparentă, în care lucrurile să putem să le scoatem din sfera politicii, să se le ducem în calcule deschis, fără nicio... Intrăm în dialog și cu Anca Preda, consilier local independent. Bună seara! Bună seara! Ce ați votat, cum ați votat astăzi și ce ați înțeles din acest proiect care induce multă neclaritate până în acest moment, așa cum reiese din discuții? Domnule Mihaiuc, trebuie să vă spun în primul rând că nu am reușit să văd demisiunea dumneavoastră din motive obiective, astfel încât nu știu în ce sens a purtat discuția pe această temă. Știu cine sunt invitații dumneavoastră și știu din Consiliul Local poziția dumnealor. Ceea ce pot eu să vă spun în acest moment este că, fără a atinge foarte mult fonduri problemei, în sensul dacă am mărit sau nu prin acest proiect de hotărâre prețul gigacaloriei, eu cred că există niște probleme de legalitate a modului în care acest proiect de hotărâre a fost votat și când mă refer la, când vă spun motive de nelegalitate, la faptul că nu a fost respectată procedura ca acest proiect să fie pe ordinea de zi. Îmi scapă în acest moment dacă votarea ordinii de zi s-a făcut și cu completarea proiectului C4 acesta. Adică acest tabel despre care discutăm. Da, cel despre care discutăm. Despre care trebuie să vă spun că l-am găsit în această dimineață la mapă, cu un sfert de oră 20 de minute înainte de a începe ședința și care nu ne-a fost comunicat și în format electronic și pot să vă spun că nu a trecut de comisii. Ori un proiect de o asemenea importanță cu prezența reprezentantului legal al Dalkia în sală, nu cred că ar fi trebuit să treacă atât de, să spunem, neobservat sau cu atâta ușurință, atâta vreme cât tratează o problemă de interes local. Eu cred că modalitatea în care acest proiect vine pe ordinea de zi, dar și faptul că la numai o oră sau două, pe site-ul de specialitate Proiecte pentru Iași, apare un comunicat al primăriei, foarte bine documentat, foarte bine prezentat, îmi spune că acest proiect, despre acest proiect se știa, dar că asta pentru Consiliul Local s-a dorit ca el să ajungă printr-o manoperă din punctul meu de vedere, dacă vreți să
să folosești un termen juridic, prima notere dolosive să fie votat, ușor viclene, pentru că ați văzut și dumneavoastră ordinea de zi de astăzi, ce proiecte și importanța lor, să spunem proiecte obișnuite, versus acest proiect care vine, nici nu este votat pe ordinea de zi și fără să înțeleagă prea mult lumea și fără să ni se explice, iată și acum la 10 ore avem întrebări legate de ceea ce s-a votat. M-am abținut tocmai pentru că nu am înțeles foarte bine despre ce este vorba în acest proiect, pe de o parte, doi, pentru că știți că sunt fundamental împotriva proiectelor Dalkia și a modului în care operează Dalkia la Iași, și trei, pentru că, iată, nu cred că întrunește niște condiții de legalitate. În acest condițiile de legalitate privesc doar modul în care a intrat pe... Da, eu nu cred că a fost, în momentul când s-a votat ordinea de zi, acest proiect nu a fost, de obicei proiectele ne sunt aduse la cunoștință de către președintele de ședință, care spune se completează ordinea de zi cu proiectul C4, procedura la acest proiect nu a fost trimis și, și în format electronic pentru a avea cunoștință de el măcar cu 24 de ore înainte, iar în comisii acest proiect nu a fost discutat. Motiv pentru care, întrunite toate aceste chestiuni, eu cred că ar trebui să fie supus legalității. Și, fără îndoială, prefectul Iașului este cel care ar trebui să, dacă va fi semnalizat corespunzător, să facă în așa fel încât acest proiect să îndeplinească condițiile prealabile pentru a ajunge pe ordinea de zi în Consiliul Local. Deci, v-am spus, fără a ataca sau fără a intra pe fondul problemei, eu cred că sunt niște chestiuni prealabile, procedurale, care fac ca acest proiect să nu fie ajuns în mod, să spunem, să îndeplinească toate condițiile de legalitate pentru a fi votat. Deci nu doar transparența invocați, ci chiar legalitatea. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu. Cred că ați înțeles foarte bine punctul meu de vedere. La Vocile Iașului. Până la urmă, sunt câteva aspecte care reies din toată discuția. Nu știu, poate dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Este vorba de o problemă care ține de transparență. Nu este făcut cunoscut acest proiect, care privește practic un plan, o evoluție tarifară care nu este întocmită nici de Consiliul Local, nici de specialiști ai Consiliului Local, nici de specialiști ai Dalkia, ci chiar de către cei de la Comisia Europeană, în speță specialiști. Scrie în nota de fundamentare asta? Nu scrie, nu, înțelegem din discuție. Despre asta discuți. Din discuții după ședința de Consiliu am înțeles multe. Exact, tocmai de adică am aflat detalii ulterioare și, într-adevăr, domnșoara consilier Preda are dreptate. Ulterior, primăria se laudă prin comunicare și dă detalii bine foarte multe care nu sunt în nota de fundamentare. Și atunci spun, n-ați fi vrut să ne dați și nouă detalii alea atunci când ne-ați trimis documentul, și astea sunt singurele elemente oficiale care rămân cu caracter Sigur. De legalitate și opozabilitate. Comunicarea publică ulterioară e așa pentru noi să intrăm aici în dezbatere și mai departe, dar lucrurile care rămân opozabile sunt astea. Și pe viitor se va putea face apel la aceste lucruri și se spune, domnilor, adică Consiliul Local juridic. Anterior, în data de, a stabilit planul tarifar. Suntem sub acest plan tarifar și deci îndreptățiți să creștem. Eu de asta discut. Într-o discuție în comisii, lucrurile astea pot fi ridicate și în comisia juridică pe anumite aspecte și pe comisia economică anumite aspecte, dar când vii în completare cu el și atunci ne simțim îndreptățiți. Trebuie să ne lămuriți, domnule Boca. Eu, din punctul meu de vedere, repet și mă bucur că și mulți colegi au înțeles acest lucru. Am înțeles clar că ne dăm acordul pentru atragerea unor fonduri suplimentare. Asta este primul raționament. Acest lucru, ulterior, cred că l-a înțeles toată lumea și nu l-a contestat nimeni. Da. Așa este. Poate să conteste cineva acest lucru? Nu cred. Nu. Acum, nu, problema ține de preț și de că, dacă s-ar putea scumpi. Dar nu este, adică noi nu stabilim aici prețul. Acestea sunt niște valori obținute în urma analizei efectuate de consultant, valori agreate de Jaspers de altfel, și, într-adevăr, ele privesc valoarea maximală de suportabilitate. Asta nu înseamnă că nu poate prețul gigacaloriei să rămână sau la același preț. Sau minimală de eficiență. Sau minimală de eficiență. Păi și atunci, cum evaluează? Un raport practic. Dar raportăm de unde reiese acest lucru cu valoarea minimală de eficiență? Din propoziția pe care a citit-o de specialitate. Eu v-am citit adineauri. Domnul Boca. Spune ne că tariful... putem închipui următorul exemplu. Da, vom ajunge să depunem un proiect european pentru achiziționarea de autobuze noi.
Și pentru asta autoritatea de management ne va solicita, domnule, faceți-mi o analiză cost-beneficiu pentru a vedea dacă eu vă dau autobuzile astea, dacă voi reușiți să faceți planul eficient. Și noi facem o analiză și spunem, domnule, uite, la un preț de pe călătorie de 10 lei, 11 lei, 13 lei, nu știu ce, am ajunge eficient, dă-ne banii. Nu înțelege respectivul că eu ajung la un preț la călătorie de 10 lei, apropo, acum 2 lei. Eu îi zic, domnule, voi ajunge la 10 lei, dăm banii, că mă angajez că ajung cu el la 10 lei, dacă tu îmi dai banii astăzi să... Dar în același timp poți ajunge și la un leu. Dacă voi avea 500 de mii de utilizatori autobuzului, zic că acel 10 lei e pragul minimal de eficiență, nu? Este maximal, nu, privind maximal de suportabilitate, dar minimal de eficiență. Eu acolo mă duc. Deci nu îi spun respectivului că voi ajunge la acel preț minim de eficiență, dăm banii. Dar argumentele doamnei Cătoiu legate de faptul că dacă ar fi așa, atunci ar fi fost un prag minim de eficiență și nu l-ar fi atins în ultimii 2 ani, ceea ce nu se justifică? Păi atunci înseamnă că este o necorelare între cum lucrează Dalkia și ce analize a făcut Jaspersul. Ori l-a făcut din birou și n-a venit aici să verifice și să vadă, domnule, stai puțin că totuși Dalkia e eficientă. Sau poate că e chiar Dalkia e eficient și la niște costuri mai mici și atunci mergem mai jos. Sau e prag maximal, dar e greșit textul din... sau mă rog, nu știu ce să spun. Lucrurile astea le puteam clarifica într-o dezbatere. Astăzi discutăm de un proiect aprobat în care doar 2 oameni au îndrăznit să se abțină. Restul colegilor au înțeles lucrurile astea. Ați specificat în această emisiune că dacă ați fi intrat în posesia... Poate aș fi votat împotrivă. Nu știu, poate aș fi votat împotrivă. Eu sunt convins, am văzut că aveți o atitudine constructivă de cele mai multe ori la vot. Nu. Știți neapărat și la discurs, punctul meu de vedere. Poate 10 milioane de euro poate părea mult, dar s-ar putea ca efectele obținute asupra prin atragerea celor 10 milioane, respectiv creșterea gigacaloriei până la 100% la un moment dat, să nu justifice cele 10 milioane de euro. Nu știu. Aș fi făcut acest calcul atunci când mi s-ar fi explicat niște lucruri. Astăzi nu mi s-a dat în această ședință, în pregătirea acestei ședințe, posibilitatea să am niște răspunsuri și atunci m-am ales să mă abțin, de aia m-am abținut. Cum vi se pare? E contestabil acest proiect? Apropo de ce spunea din punctul meu de vedere, nu. Capreda? Colega mea n-am reușit juridic, să fiind jurist, dialoguez cu dumneaei, dar nu este prima dată când votează o completare venită în timpul ședinței. Depinde cum se face, că dacă Reanca înțelege și știe 215 foarte bine, inclusiv regulamentul nostru de ordine interioară. Depinde ce a zis președintele, are dreptate. Dacă președintele a supus la vot, eu n-am fost la primele 3 președintele 5 minute, a supus la vot inclusiv cu completarea amendamentul, completarea, nu știu, doar ea C4, a fost prezentă. Ci toate 4, că C4 este ultima, au fost de toate 4. Da, adică exact văzut, planul care asta le va, asta le va de fapt, analiza categoric. La începutul eu chiar am fost, mi-aduc aminte respectivul moment, care că la începutul ședinței președintele chiar cred că i-a atras atenția cineva din tot de la masa de prezidiu și i-a spus clar, domnule, haideți să introducem și amendamentele referitoare la completările C1, C2, C3, C4. Vom vedea, înregistrarea este online, vom vedea. Dar, repet, astea fac obiectul analizei de legalitate pe care prefectul e obligat să o facă și va decide dacă s-au respectat sau nu. Depinde ce avize prezintă executivul în atașare, dacă sunt avizele de la economic și juridic semnate de toată lumea, nu e nicio problemă. În concluzie, pentru că suntem la final, crește prețul la gigacalorie pe baza, sau ar putea să crească pe baza acestui... Din punctul meu de vedere, pe baza acestei anexe, nu. Adică nu este... Atunci rolul ar fi doar unul... Ce fel, formal, ce formal, un calcul pur teoretic, o valoare maximă pe care populația ar putea o suporta o la nivelul anului 2015, 2016 până la 2028 sau cât. Pentru toată lumea e greu de crezut că este ceva formal, dar în același timp oficial, la care să nu se facă apel ulterior, da, pentru a se corecta inclusiv formula. Dacă este formal, contract, este neoficial. Adică eu, dar nu văd din această anexă, nu văd în niciun caz creșterea sau stabilirea unui tarif. Deci asta nu este, și colegul meu cred că este de acord cu mine, nu este o anexă de completare a contractului de delegare care stabilește niște prețuri ale gigacaloriei la un anumit
moment dat, concluzia al contractului. Nu, dar în contractul de delegare nu avem anexe cu prețuri, avem anexe, avem formula de calcul și prețul de la care plecăm. Concluzia mea este că ar fi fost mai bine să discutăm înainte. Să discute în comisie. Să măsurăm de 10 ori, să tăiem odată, cum zice românul, și să nu existe teamă de dezbatere. Având în vedere precedentele, eu sunt nevoit să suflu și în iaurt, de asemenea, cum spune românul. Sper să nu fie cazul să ajungem la o utilizare a acestui proiect de hotărâre de Consiliu pentru creșteri ulterioare, spunând, domnule, dar au fost consilieri locali de acord și uite, pierdem 10 milioane de euro, să trebuie să-i dăm înapoi dacă nu creștem tariful. Până una altă, informația oficială este aceasta, creșterea, eventuala creștere de 5,5% care se va discutat în martie, nu afectează populația, prețul rămâne deocamdată acesta, 265 da. De lei gigacalorie pentru populație. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașului. Marius Dangă, Partidul Național Liberal, Adrian Boca, Partidul Social Democrat. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc. Ne revedem mâine seară. Seară liniștită!